Pace și bine cuvântare. Eu am făcut tot ce a ținut de mine să aprind asta, sper că se aude. Mă bucur tare, tare mult să vă revăd după o perioadă așa de lungă de timp. Am făcut tot posibilul ca astăzi să fiu aici. După două zile de conferință la Ogna Mureș, aseară am venit și eram ispitit cumva să zic că s obosit. Dar am zis că trebuie să fac efortul să văd biserica. Mă bucur tare mult să împărtășesc cu dumneavoastră astăzi ceva din Cuvântul lui Dumnezeu. Sper să fiu uh, o binecuvântare și sper ca timpul acesta să fie o binecuvântare pentru inimile noastre. Voi, vă voi mărturisi că am oscilat între două, trei mesaje până să predic asta. Fetele mi-au dat cumva direcția mesajului de astăzi și nu va fi o predică în trei puncte. Dacă așteptați asta, probabil veți fi dezamăgiți. Aș vrea să survolesc cu dumneavoastră două capitole din Sfânta Scriptură care se găsesc în a doua carte a lui Samuel, mai precis capitolele 11 și capitolul 12. Și aș vrea să vorbesc despre căderea și restaurarea unui om. Căderea și restaurarea unui om. Pentru că eșecul și falimentul sunt lipite de viața noastră. Cu toții suntem oameni falimentari, într-un domeniu sau altul. Și apostolul Iacov e cinstit când spune că felurite încercări vin peste noi. Felurite încercări. Nu toți oamenii cad în același loc. Unii cad la droguri, alții cad la alcool, unii cad în mândrie, alții cad în carierism, în orcoholism. Fiecare dintre noi avem slăbiciunile noastre și să nu uitați, acolo unde Petru a căzut, Ioan doar s-a plimbat. Nu toți avem aceleași slăbiciuni, dar și Ioana a avut slăbiciunile și căderile lui. Înțelegeți ce spun? Mesajul ăsta ne privește pe toți în egală măsură. Cu toți avem nevoie să înțelegem psihologia aceasta a căderii și a restaurării. Mai mult de atât, să înțelegem teologia căderii și a restaurării, pentru că dacă astăzi suntem bine, Scriptura spune, dacă crezi că stai în picioare, ia seama să nu. Ia seama să nu cazi. Ia seama să nu cazi. Așa de ușor vedem oamenii care cad și arătăm cu degetul, uite ce a făcut cu tare, uite ce a făcut cu tare și uităm că trei degete arată spre noi și noi suntem incriminați. Și despre noi va veni vorba odată. Astăzi voi vorbi despre un personaj extraordinar al Scripturii. Este un personaj fascinant, este un, un închinător, este un om al lui Dumnezeu, este un om care a scris Scriptură. Este. este o lecție de viață pentru noi. Dumnezeu spune despre el, am găsit pe David, om după inima mea, după cine ar putea să spună, despre cine ar putea să spună Domnul astăzi, l-am găsit pe Dan Negoi, om după inima mea, Doamne, ai milă de mine. Dar despre David spune că a fost un om după inima lui Dumnezeu și vom vedea astăzi și în cădere că a fost un om după inima lui Dumnezeu. Și în cădere David a fost un om după inima lui Dumnezeu. Capitolul 11, versetul 1 spune așa. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David l-a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Primul gând pe care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră este acesta. Marile căderi nu, nu încep cu lucruri pe care le faci, ci marile căderi încep cu lucruri pe care nu le mai faci. Marile căderi nu încep cu lucruri pe care le faci, ci marile căderi încep cu lucruri pe care ai încetat să le mai faci. Așa începe căderea, marea cădere, marele colaps, marele faliment în viața unui om. Să fii la război, să. În vremea când împărații plecau la război, cine David? David, împăratul Israel, își permite luxul să nu mai plece, să-și facă siesta. Rămâne acasă să-și facă somnul de frumusețe. Așa începe cel mai negru moment, cel mai negru episod din viața lui David. Nu mai merge el, rămâne acasă. Împărații trebuiau să plece la război. Primăvara când încep florile să -mi miroase, David rămâne acasă. Păcatul întotdeauna aduce un, o mireasmă, un parfum. Te îmbie, nu-i chiar așa de rău. Deci, ce dacă nu te-ai rugat astăzi? Dar care-i baiul, zice, dacă n-am putut veni la biserică? N-am, avut chef. Nu-i niciun bai. Singur. E păcat, frate? Nu-i niciun păcat. Nu spune în Biblie să bifes toate programele bisericii. Dar atenție, marile căderi încep cu lucruri pe care nu le mai faci nu cu lucruri pe care le, le faci. Unde ar trebui să fii și nu ești? Poate ești în cercul de prieteni nepotrivit. Poate ești într-o discuție nepotrivită. Poate n-ar trebui să fii acolo. Poate ar trebui să duci o luptă a Domnului și astăzi îți permis luxul să stai pe spate și să, să admiri peisajul. Nu suntem chemați la o viață de felul acesta. Nu suntem chemați la o viață de luptă. Suntem chemați la o viață de implicare. Nu să-i privim pe alții cum se războiesc, ci noi să purtăm războaiele și luptele Domnului. Vai de omul care își permite luxul relaxării pe calea credinței. Primul lucru, să nu fii în locul potrivit, să fii distopic. Este un cuvânt. Distopic. La locul nepotrivit. Al doilea, Spune așa, într-o după-amiază spre seară, când David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoprișul casei împărătești și se scălda, a, a, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. E distopic? În al doilea rând este anacronic. Este la timpul nepotrivit. Este la timpul nepotrivit, în locul nepotrivit, la timpul nepotrivit. Așa încep marile căderi. Nu cu lucruri pe care le faci, ci cu lucruri pe care nu le mai faci. Așa cum spunea Faraon, dă-le mai mult de lucru, să nu le mai stea mintea după năluci. Diavolul ne dă astăzi de lucruri. Cu grămada! Cu grămada! Atât de mult macină mintea noastră, dar nu lucrurile lui Dumnezeu. Și apoi ne mirăm ce iese de acolo. Apoi ne mirăm ce este din mintea noastră. Că păi dacă toată ziua băgăm numai informațiile de pe social media, de pe toate canalele, ascultați toate canalele, știți că pe canale se tot deversează murdării. Și noi le băgăm în mintea noastră și apoi ne mirăm că la biserică nu-i duc de închinare, nu-i bucurie, nu-i nu nimic, nu pe de unde să fie? De când m-am întors la Dumnezeu, Destul de mulți ani în urmă mi-am pus pe Biblie un apțipil pe care l-am luat de la Stefanus și spunea așa aptipilul. L-am pus pe Biblie. Mintea mea nu va fi un coș de gunoi. Mintea mea nu va fi un coș de gunoi. -am, am făcut legământul ăsta cu Domnul. Nu vreau să mai aud lucruri rele. Nu vreau să mai să mă îndelenicesc cu lucrurile Nu vreau ca în fața ochilor mei să fie lucruri care n-ar trebui să fie. Apropo, la ce priviți? La ce vă mai uitați? atât de mult ne uităm la lucruri care n-ar trebui să, să fie înaintea ochilor noștri. Și nu spun doar de nenorocirile astea, ci ne uităm la frați, ne uităm la familii, începem să vorbim. Nu suntem interesați de lucrurile bune, suntem interesați de lucrurile rele. Și punem acolo în mintea noastră tot felul de gunoaie și apoi de unde se iasă laudă pentru Dumnezeu și bucurie. Trebuia să fie la război, n-a fost la război, a rămas acasă și a dormit mult, fii neatent cu timpul tău. Fii neatent. Scoală-te mereu la 11-12. Fii lăbărțat, fii împrăștiat, fi dezorganizat cu timpul tău și îți promit căderea nu-i departe de tine. Nu ți aranja nimic în viață, lasă totul la lucrarea Duhului. De parcă Duhul n-ar lucra organizat. Și vei o vei păți într-un mod în care nici măcar nu-ți programezi și nu te gândești. S-a sculat de pe pat într-o dupa-amiază spre seară. Când se crăpată 12, s-a ridicat de pe pat. Și se plimba pe acoperișul ca să împărătești. Probabil este o, o alegorie frumoasă, o imagine frumoasă, o metaforă frumoasă, că nicio cădere nu vine atunci când e jos atunci când e smerit. Și căderile mari apar atunci când în mintea ta diavolul cuibărește niște ouă din asta de bazilic. Băi, tu ești cineva, mă. Ție nu o să ți se întâmple niciodată. Sigur s-au întâmplat la ăștia, dar ăștia cine sunt ăștia? Niște oameni nespiritual. Tu în schimb tu, tu ai o vechime. Tu ești un cântăreț, tu ești un predicator, tu ești cineva. N-ai fost tu la templu, n-ai compus tu salmi. Mă rog, templu nu era. Într-un fel, N-ai fost tu omul lui Dumnezeu, nu te-au uns pe tine. N-ai avut tu, n-ai repurtat tu marile bătălii ale Israelului. Cea mai mare întindere Israelul a avut-o în vremea lui David. A, a avut o intimitate extraordinară cu Dumnezeu. Dumnezeu l-a binecuvântat spiritual, l-a binecuvântat social, l-a binecuvântat politic, l-a binecuvântat militar. A fost o mare binecuvântare. Știți când se încheie? În capitolul 11, e vârful dealului e vârful dealului. Ascultă-mă, binecuvântarea lui Dumnezeu se oprește în viața noastră când apar păcate. Indiferent cine ești. Indiferent ce biserică ești. Noi arătăm spre frații ortodoxi și domnule, uite cum sunt ei. Noi suntem, era să zic pentecostal, dumneavoastră sunteți baptiști. Noi suntem cineva, noi cunoaștem lucrarea Duhului, noi suntem botezați, noi avem Scriptura, noi ne îndelenicim, noi suntem și când ai spus asta, apare căderea. Cine suntem noi? Și ce spune Pavel despre sine? Eu sunt nimic. Apollo și el nimic. Dumnezeu e cineva. Dumnezeu e cineva. Mai avem discuții între noi și spune, știi cu cine vorbești tu? Eu sunt cineva, măi când ești deci cineva, i apar problemele. Că stai de vorbă cu altcineva. Îl ai cineva și tu ești altcineva. Ia uite, și apare, apare marele, marele, conflict. De unde? Din mândrie. Nici nu mai știm că suntem mândri. Zicem, suntem bine. Suntem, apărăm adevărul, apărăm credința și suntem mândri. Se plimba pe acoperișul casei împărătești și a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. Textul din Cornilescu nu ne ajută foarte tare, dar textul original vorbește despre o a doua privire. S-a uitat, a zărit-o, dar a doua oară a văzut că e frumoasă. S-a mai uitat odată, sigur. S-a uitat să vadă bine. E frumoasă? Nu e frumoasă? Acum, noi știm de la Ion Creangă Că diavolul nu ți-o arată niciodată pe Irinuca. O mai știți pe Irinuca? Știți ce spunea despre Irinuca, cum era ea? Era balcâză și lălâie, spune Creangă. El nu ți-o arată niciodată pe Irinuca. Îți arată un fotomodel. Îți arată un, o femeie cu trup de megastar. Îți arată ceva care să te atragă. Care, să, care promite fericire. Diavolul e deștept. Diavolul nu e cu copite și cu coarne. Trebuie să vei copil să creze asta. Iată câte prostii ne face și câte jocuri și cum se joacă cu mințile noastre, cu viețile noastre. E foarte abil. E foarte important la ce te uiți. Am, am citit în cartea Atomic Habits că e o psihologie și aici. Oamenii care merg în, în restaurante, în supermarketuri au tendința să ia produsele care sunt la nivelul la nivelul ochilor. E greu să te uiți pe dedesubt, să vezi, mă, ce o fi pe dedesubt aici? în general, ei ce, ce ți-e mai ușor de, de privit? Biblia e foarte atentă și cu aspectează, astea, numai că noi nu știm. Ce spune Biblia? La ce trebuie să ne uităm noi? Ațintiți-vă privirile la... La cine? La căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la... La Domnul Iisus Hristos. Vai ce frumos! Ce peisaj frumos! Dar noi unde ne uităm de multe ori? Pe Facebook. Mulțumesc, frate! Astăzi facem o predică extraordinară împreună și eu sunt dumneavoastră și dumneavoastră cu mine. Așa este! Dar nu numai pe Facebook, că ne uităm în biserică! Ne uităm cine în față? Ai, dacă e cu tare în față? Acum eu nu știu. De, eu o să mă așez în spate să nu văd! Că nu-l pot vedea! Dar în mintea ta mereu îl reprezinți. La cine vă mai uitați? Scriptura ne cheamă să privim la Domnul Isus Hristos, să privim la El. Nu vom găsi niciodată un element dezamăgitor în viața Domnului Isus Hristos. David a căzut, Petru a căzut, Avram a fost căzut, a mințit. Oamenii lui Dumnezeu au avut falimente, dar Hristos a mers drept și privind la el nu-ți poți justifica niciodată căderile. Așa e? Că te uiți în comitet. A zis și fratele pastor asta. A zis, a zis prezbiterul și a zis liderul de închinare. Păi eu... Și gata. Dar Domnul Iisus când a zis? Păi nu, Domnul Iisus nu zice. Ei, la El trebuie să te uiți. Cu El trebuie să te îndelednicești. Pe El trebuie să-L cunoști. Pe el trebuie să-l iubești. Era foarte frumoasă la chip. David a întrebat, cine este femeia aceasta? Și a spus, este Batșeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, Hetitu. Și David a trimis niște oameni să o aducă. Ea a venit la el. El s-a culcat cu ea și după ce s-a curățit de necurăția ei, s-a întors acasă. Probabil, probabil unul dintre pasajele negre ale Scripturii. Diavolul nu te aruncă niciodată într-o apă mare, că te prinzi și Te bagă ușor așa, până la glezne. Așa e, fetelor. Odată o să vă spun și eu mărturia mea. Avem mărturii frumoase, lucrări ale Domnului. Și lucrările Harului în viața păcătosului sunt extraordinare. Diavolul te ia ușor, ușor și spune, băi, nu e momentul să te duci tu acum. Ei, rămâi și odihnește-te. Mm -hmm. Doi, dar ce tu tot stai tu cu, cu, capul în scriptură, cu capul la, la lucrarea lui Dumnezeu? n-ai tu un pic de relax. Nu vrei să te uiți? Uite-te puțin acolo. Ia uite ce frumos e. Pasul următor știți care este? Te-a descentrat de tot. Dumnezeu îi trimite într-un fel, îi trimite într-un fel o, o, o pârghie de ajutor. Cine este femeia aceasta? Și i-au spus oamenii, contextul, cei de pe lângă el, apropiații lui David i-au spus este Batseba, fata lui Elian, nevasta lui Urie, Hetitu, înainte să faci un păcat de felul ăsta, gândește-te, sunt niște relații, sunt... E un context, ține cont, e o femeie în fața ta care are niște părinți, care are un bunic. Apropo, dacă vă uitați în familia lui Batseba, acel Ahitofel care îi rămâne dușman, este din pe linia asta. Rămân niște implicații pe toată viața. Gândește-te înainte să faci ceva de felul ăsta. Dar cine să se mai gândească? Că atunci când apare comportamentul ăsta compulsiv, apare uh, presiunea asta, uh, compulsia asta, forța asta magnetică către păcat, nu mai gândești la nimic. Cortexul prefrontal ți se taie și apare instinctele primare. Încep să dai drumul instinctelor animalice, te cobori la nivelul cel mai de jos. Și ascultați versetul 4, aș vrea să-l recitesc. David a trimis niște oameni să o aducă. Ea a venit la el și el s-a culcat cu ea. După ce s-a curățit de necurăția ei, ea s-a întors acasă. Deci vreau să vă, să vă întreb, unde sunt sentimentele aici? Absolut deloc. Doar instinct primar. Niciun fel de emoție, niciun fel de atașament. A venit? S-au culcat? S-a întors acasă. S-a întors acasă. Poate nu obișnuiți să predicați din textele astea, dar ca unul care mă ocup, mă mai ocup de ceva ani cu consilierea tinerilor. Mai discut cu ei înainte de căsătorie și după căsătorie, prin prisma slujirii pe care o am. Vreau să vă spun că aceste cazuri sunt extrem de actuale sunt extrem de actuale. Să nu credeți că vorbim despre alte realități pe care le trăiesc alții? Nu. Bisericile noastre au roșit obrajii, ne-au crăpat de rușine când am avut evenimente de felul acesta. Pentru că de mulți ani am refuzat poate să vorbim. Ne-am gândit că nu subiectele, ai noștri sigur nu vor face. A noi îi chemăm la biserică, ei știu cântările din harfe. Dragii mei, a meritat? Haideți să pun altfel. Credeți că a fost o noapte extraordinară pentru David sau o experiență extraordinară dintr-un anumit punct de vedere? Aici, dragă soră, vreau să vă contrazic un pic. Eu cred că a fost un fel de, de altceva. Următoarea întrebare, cred că are răspunsul pe care l-ați dat dumneavoastră. A meritat? Viața lui David din momentul ăsta se schimbă complet. Am început cu primăvară, era primăvară, ăsta e momentul verii. E totul hot, e totul la înălțime. După momentul ăsta și ce vine? După vară ce vine? Toamna vine. După vară vine toamna. Încep ușor, ușor lucrurile să intre în declin în viața lui David. E fie mea și cu mine. Mai țineți minte în urmă cu ani de zile când am venit în biserică și v-ați rugat ca Domnul să dea un copil? Poate nu mai știți unul dintre dumneavoastră. Ea e rodul rugăciunilor noastre. Când credeam că o să-l pierd pe tata și doctorii ne spuneau că nu mai are de trăit, Dumnezeu mi-a dăruit-o pe Amira ca o mângâiere pentru sufletul meu și nu vreau să plâng. Mergem înapoi la mesaj. A fost probabil una dintre seriile extraordinare ale lui David care i-a adus cel mai mare regret sfârșește viața lui pe un tron albit la temple, dezamăgit, dezmembrat de viață pentru că Dumnezeu nu rămâne acolo și spune ce ai făcut unul ascuns și o voi face înaintea tuturor. Nevestele tale vor fi luate cu sila. Vei, vei experimenta războiul și sabia până la sfârșitul vieții tale. Consecințele nu se vor depărta de casa ta. O vei plăti și vei plăti cu vârf și îndesat. Un alt lucru care mi-a atras atenția a fost că David nu era un, un tip castru. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, el a avut soții. Sigur, nu, e, nu, nu găsim un număr exact. Ce am studiat s-ar putea să fie aproximativ, luați-o așa. Puteți cerceta dumneavoastră ca să vedeți dacă ce v-am spus. E adevărat, în jur de 17 soții. Îi mult, îi puțin. Îi mult, îi mult. E mult. Dacă e mult, de ce a mai trebuit încă una? Nu mai conta. Știți, vreau să vă spun un lucru. E un monstru al păcatului pe care dacă îl hrănești, nu-l saturi. Ascultă, nu-l saturi. Ba din contră, va cere și mai mult de la tine. Sunt oameni care spun ultimul pahar și promit că nu mai. Ultima dată când mă duc să accesez site-ul ăsta și promit că nu mai. asta e calea spre iad. Oprește-te! Astăzi trebuie să te oprești. Mâine monstru din tine va fi și mai mare. Și te va nimici, te va mânca. Ați avut la școala duminicală poezia aceea cu Sunt un vierme mic? O mai știți? bate la ușă, nu, nu știți? E bine să știți asta, că e o, e o poezie foarte frumoasă. Bate la ușă și întreabă cine i copilul și eu sunt un verme mic. El nu era singur. Vermele mic a mai av a avut pe cineva. Apoi un animalus mai mic, care la rândul lui avea un prieten, un animalus ceva mai mare, până când a venit, au venit balaurii din pădure. A venit lupul. Ai sigur, așa începe păcatul sunt un vierme mic, domn. nu e chiar așa, nu merge tu la război, stai liniștit. Uite, mergi un pic și admiră peisajul. Cască gura! Cască gura! Câți oameni care cască gura nu sunt? În loc să faci ceva, în loc să profiți, stai și comentezi și privești și îți dai cu părerea. Și că în politică la fotbal și în biserică avem oameni cei mai pricepuți. Toată lumea are o opinie. Eu cred că nu-i bine ce a făcut. Cântarea nu a fost prea bună. Predica, m așa, așa, așa. În toate privirile Avem opinii? Pune mâna să faci ceva. În biserica noastră vreau să vă spun oamenii care au posibilitatea să spună ceva sunt oamenii care fac ceva. Și în măsura în care ești implicat, ai posibilitatea să spui mai mult. Dacă nu faci nimic, ai posibilitatea să spui, odată și gata. Odată și gata, e suficient. Femeia a rămas însărcinată și a trimis vorba lui David zicând, sunt însărcinată. Atunci David a trimis următoarea poruncă lui Ioab, trimite pe Urie Hetitu. Și Ioab a trimis pe Urie la David. Întrebarea este următoarea. A vrut David să aibă un copil? Să mai aibă un copil? N-a vrut. Nici prin cap nu i-a trecut așa ceva. Nici prin cap nu a trecut așa ceva. Ceea ce îmi spunem eu un lucru. Noi nu suntem responsabili și nu putem controla ce iese din ecuație. Noi suntem responsabili și putem controla doar ce punem în ecuație. Înțelegeți ce spun? O să mai spun o dată. Noi nu suntem responsabili și nu putem controla ce iese din ecuație, noi suntem responsabili și putem controla ce punem în ecuație. Dacă nu vrei să ajungi la un conflict major, fii responsabil de cum vorbești, de atitudine. Dacă nu vrei să ai un copil premarital sau o boală cu transmitere, rămâi liniștit, rămâi abstinent. Dragostea adevărată așteaptă. Nu poți fi responsabil de ce iese din ecuație, nu poți controla ce iese din ecuație. Dumnezeu va îngădui câteodată consecințe la care nici măcar tu nu te gândești. Le va îngădui în mila Lui ca să-ți dea posibilitatea să te pocăiești. Apropo, și fetele credincioase rămân gravide. Să știți asta. Nu-i niciun secret. După ce ai căzut, te poți ruga, Doamne, să nu se întâmple. Se întâmplă! Există un verb, trimitem, trimitem, trimitem și tot trimite. David trimite și Dumnezeu, îl vedeți pe Dumnezeu pe undeva pe aici? aproape că zici că nu e. Așa e? Unde e Dumnezeu? Nici nu nu-l vezi pe Dumnezeu în capitolul 11, nu-l vezi pe Dumnezeu? decât la capitolul 27. Știți cum se încheie capitolul ăsta? Fapta lui David, versetul, mulțumesc frate. Fapta lui David n-a plăcut Domnului. Fapta lui David n-a plăcut Domnului. Dacă Domnul tace, nu înseamnă că e de acord cu ceea ce faci. Nu înseamnă că Domnul e absent, înseamnă că Domnul e orb, că nu vede, că nu știe, că e incapabil să ajungă la tine. Nu, nu, nu. Ai înțeles greșit. Dumnezeu supervizează și supraveghează și controlează chiar și căderile noastre. Este suveran în toate momentele vieții noastre. Capitolul 12, versetul 1, începe tot cu verbul ăsta, dar de data asta dintr-o altă perspectivă. Domnul a trimis pe, pe Nathan. Ce milă și ce har. Că ne mai dă Dumnezeu cât un Natan. E milă și har să ne mai dă Dumnezeu cât un Natan. Noi ne gândim că profeții au o soartă extraordinară, ei merg numai la conferințe, li se pune masa, mai merg la hoteluri frumoase și oamenii, toată lumea aplaudă și se bucură de discursul lor, dar să știți, n-a fost mereu așa și probabil nu va fi mereu așa. Astăzi trăim o vreme de har și de binecuvântare. Aș sigur. Și astăzi, dacă spui adevărul într-un mod mai apăsat, s-ar putea să-ți pierzi capul. Nu la propriu, la figurat. La figurat. Avem un ultimul profet al Vechiului Testament, Ioan Botezătoru, și pierde capul pe o speță tocmai de felul ăsta. Strigat după unul care era, trăia într-o relație de genul acesta și până la urmă a rămas fără cap a rămas fără cap la propriu. Ce ciudat să vezi pe Urie Hetitul mai sfânt decât împăratul Israel, mai vertical, mai lipsit de compromis. Și câteodată, vreau să vă spun, sunt oameni care nu sunt din poporul Domnului și străiesc o viață mai morală decât unii dintre noi. E rușinos, dar este adevărat? E rușinos, dar sunt oameni care știu vorbi mai politicos decât unii pocăiți care știu să aibă o atitudine mai umilă decât unii dintre noi, care știu dărui mai mult, care știu să se îmbrace mai modest, care știu ce înseamnă moralitatea mai bine decât unii dintre ei noștri. Rămâne neabătut și eu îmi doresc acum doar să vă stârnesc puțin curiozitatea. Timpul nu ne permite să mergem pe text. În aproximativ 5-7 minute vreau să închei mesajul. Nu mi-am propus să fac exerciții de oratorie pe urechile nimănui. Și știu, frații bătrâni ne spuneau că fiecare minut după ora 12 nu mai face două parale. Iar un frate și mai bătrân din biserică, care își permitea să ne mai spună anecdote, ne spunea așa, că atunci când fundul nu mai poate, nici capul nu mai duce. O fi adevărat, nu o fi adevărat? Eu zic că e. Că începem să ne foim și ni greu să ascultăm. Domnul a trimis pe Nathan la David, capitolul 12, aș vrea să intrăm puțin doar și să facem o fantă. Dumneavoastră aveți scriptura acasă și îmi doresc să vă stârnesc curiozitatea să studiați. Sunt adevărate comori. Sunt adevărate comori ale, ale, ale Harului Lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu are inițiativa ridicării. Dacă ar fi fost după David, căzut era. Dar Domnul trimite pe Nathan la David ca să-l mustre Mustrarea face parte din lucrarea lui Dumnezeu nu, Noi nu ne întâlnim doar să ne aplaudăm Sunt oameni care după predică mă întreabă Despre mine ai vorbit, dar bineînțeles despre cine În urmă cu câteva luni am avut o evangelizare în sat Unde uh, părinții mei s-au născut În comună, nu e un sat, am evoluat Și acolo a fost un chimiu din comună vărmul de aici de la dumneavoastră din București și primarul comunii. Și primarul comunii. După ce am terminat, am făcut evangelizare, am tras o brazdă cum am putut mai bine. Drept așa după cuvânt. Și a venit un mi a fost primul care a trimis vorbă lui mama și a zis, cred că nepotul numai despre mine a vorbit, așa ai? așa -i zic. Vără mi m-a prins la ușă și zice, vere, cred că despre mine ai vorbit, așa i așa -i. Și la ieșire, în stradă, domn primar a zis, Domnul predicator, cred că despre mine ați vorbit așa. -i? Așa este, domn primar. Păi despre cine să vorbim dacă nu despre noi? Noi ne supunem Cuvântului lui Dumnezeu și lăsăm să ne vorbească. Că de asta a venit la biserică. nu venim să ne mângâiem pe creștetul capului să ne spunem ce bun și valoros suntem. Noi venim aici ca să ne aliniem viața standardelor Cuvântului lui Dumnezeu, chiar dacă câteodată nu ne place. Și Nathan a venit la el și i-a spus o, o poveste. O poveste. Știe Domnul cum să ne ia? Știe Domnul că nouă ne plac poveștile? Ne plac poveștile? Trebuie să ne pocăim și de asta, să știți. Nu că, nu că e rău că ne plac poveștile, dar ne plac poveștile câteodată mai mult decât cuvântul. Și reacționăm la povești mai bine decât la cuvânt și asta nu-i bine. Pentru că nu poți construi biserică și duhovnicie pe povești. Dar povestea lui Natan este o poveste extraordinară care, la care merită să ne gândim. Într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și altul sărac. Vezi ce poveste simplă. Nu e o poveste la care storși crește, gândești ce a vrut să spună. Unul era bogat și imediat antiteza și săracul. Ca la uh, poveștile noastre. Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi. Săracul n-avea nimic decât o mielușea pe care o cumpărase. O hrănea și o creștea la el împreună cu lui. Ea mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui și o privea ca pe fata lui. A venit un călător la omul acela bogat și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boi lui ca, de boi lui, ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el. Ce a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el. Iată ce poveste simplă, accesibilă pentru fiecare dintre noi. E o poveste cu o mielușea, bat, este cuvântul evreiesc bat, o aluzie la bat șeba. La bat ceva. Nu, nu, își aruncă, nu aruncă cu niște cuvinte care n-au nicio legătură cu realitatea. Nu toate sunt ancorate în realitatea vieții lui David. A venit un călător la omul acesta și nu s-a îndurat să ia dintre ale lui. Avea de unde, dar n-a vrut să ia. Vreau să vă întreb, cine e călătorul Și Cine vă gândiți că e călătorul? Dar fiecare dintre noi vine cât un călător. V-ați gândit vreodată când ați citit pe aici? Un călător. Acum nu trebuie să fie, că noi avem o teologie pe linia asta. E doar o, o paralelă. Ca să nu abuziți de timp, o să vă spun că îi virmele la mic, care vine prima dată și ce? Suntem foarte responsabili de cum ne gestionăm călătorii, gândurile. Cum spunea Luther, păsările vin pe deasupra, dar să nu le lăsăm să facă cuib în capul nostru. Știți asta? Nu mai este fum. La noi, la țară, când veneau păsările, făceau cuib chiar în, în coșul casii. Și uh, trebuia toamna să vină coșarul să desfunde, ca să funcționeze căldura. La, la, la unii dintre noi nu mai funcționează pentru că foarte multe lucruri au rămas în mintea noastră, niște citadele care trebuie înlăturate de cuvântul lui Dumnezeu, niște călători care trebuie poate dați afară. El nu s-a îndurat, a venit și a luat de la omul care nu avea nimic, a luat mielușica. lușica. pe și David face ceva. S-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia. Și azi viu este Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Dragii mei, vreau să spun, știu că suntem pe ultima sută de metri și timpul e pe, pe final, dar omul care a uitat harul Domnului, uită să mai dea har altora. Sunt în bisericile noastre foarte mulți oameni de felul acesta, care uită că e despre ei... Și atunci când vine o poveste despre altul, sunt mai sfinți decât Scriptura. Sunt mai sfinți decât Scriptura. În lege, dacă vă uitați în Deuteronom, cine fura nu era dator cu moartea, trebuia să dea înapoi de patru ori și David știa asta, continuă și spune să dea înapoi de patru ori, ceea ce se și întâmplă. Dar e prima lui reacție a omului religios căzut este o reacție intransigentă de legalism, de răutate. De intransigență. Oamenii religioși care nu mai trăiesc în har sunt oameni de felul acesta. Ați uitat să dați har? E cineva în biserică care are nevoie de harul dumneavoastră? Ești ca David? Să dea înapoi. Știți ce Concluzia spun teologii? Cea mai ap aplicativă predică. Versetul Șapte spune și Nathan a zis lui David, tu ești omul acesta, așa vorbește Domnul Dumnezeul Israel, nu te-am pus un si împărat peste Israel, nu te-am scăpat din mâna lui Saul, nu te-am făcut stăpân peste casa stăpânului tău. Îi aduce aminte cine e Dumnezeu, pentru că în cădere nici nu mai știi cine e Dumnezeu pentru tine. Să-i aduce aminte că a avut parte de protecție, de belșug, de binecuvântare, că Dumnezeu a fost cu el în toate momentele vieții, în reabilitare, trebuie să-ți aduci aminte cine e Dumnezeu și care e caracterul lui. Pentru că păcatul schimonosește chipul lui Dumnezeu în mințile și în inimile noastre. Pentru ce dar ai disprețuit cuvântul Domnului făcând ce este rău înaintea lui? În reabilitare e nevoie să iei din nou în serios cuvântul Domnului o atitudine laxă, relaxată față de Scriptură. E, spune Scriptura să nu ne certăm, dar dacă ne certăm, toată lumea să ceartă. E ok, dar vei plăti. Domnul te iartă, da, sigur, avem un mântuitor, un mijlocitor, dar vei, vor rămâne consecințe pentru fiecare aspect. În ultimul lucru, nu pot să închei mesajul acesta fără să predic pe Domnul Hristos. Plătește cu copilul pe care l-a născut Batseba. Nu copilul este pedepsit. David este pedepsit prin copil. Iar noi, noi, noi am fost scăpați de pedeapsă, tot printr-un copil. Așa spune Isaia, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și Domnia este pe umerii lui. Noi scăpăm de moarte prin moartea al cuiva, prin moartea Domnului Iisus Hristos. Și astăzi, dacă ești căzut, nu pot decât să te chem la o relegare a relației tale cu Domnul Iisus Hristos. Poate ești căzut, poate ești în droguri, poate ești în pornografie, poate ai început o relație consensuală, poate alcool, poate relații frânte, poate răutate, Te chem la pocăință, te chem la o relație nouă, reinventată, dacă vrei, cu Domnul Iisus Hristos. Și în baza promisiunilor Scripturii vom găsi har și vom cânta din nou ca David cântările Domnului. Domnul să fie slăvit și să ne binecuvinteze și să binecuvinteze Betania și mesajul ăsta să-l facă realitate în primul rând în inima celui care va a vorbit și sigur, dacă considerați oportun... Să-l facă realitate și în inima dumneavoastră. Fiți binecuvântați!